Credem în Domnul Iisus Hristos, credem în Domnul Iisus Hristos, a venit din cer și a murit în păcatele tale. Da. După credința mea tale, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Marcela, crezi în Domnul nostru Iisus Hristos? Crezi că El a murit pentru păcatele dumneavoastră? Până când dorești ca să-L slujești? Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, te botez. Amin. Viorica, în fața marturilor văzut și nevăzut, te întreb, crezi în Domnul nostru Iisus Hristos? Crezi că El a murit pentru păcatele dumneavoastră? Până când dorești ca să-L slujești? Dumnezeu să te binecuvânteze în lucrarea aceasta. După credința mea tale, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Siguranță cineva că...
Al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Văzut și nevăzut, te întreb, crezi în Domnul nostru Iisus Hristos? Da. Crezi că El a murit pentru păcatele dumitale? Da. Până când dorești ca să o slujești pe Domnul? Dumnezeu să te ajute la aceasta. Te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Deci, dragi martori acestui botez, acestor două botezuri de astăzi, botezuri creștine, există un singur Dumnezeu, nu numai la baptiști, la pentecostali și alte religii. Peste tot, duceți-vă, Dumnezeu este cu voi în inimă. Și iată, am vrut să fac o leacă schimbare, să vă arăt botezurile, cum se petrec real, în live, o zi frumoasă tuturor. Și sunt cu